vreau să vă spun un bun venit la primul din cele 5 muzee din țară deschise în cinstea creatorului romanului românesc modern, Liviu Rebrian. O să intrați în casa părintească. Circuitul de vizitare este de la dreapta la stânga, dar trebuie făcute următoarele precizări. După cum bine știți, nu vă aflați în satul natal al romancierului. Liviu Rebrianu s-a născut tot la noi în județ, într-un sat de la poalele munților Țibleș, sat pe nume Târlișua, pe care Rebrianu nu l-a cunoscut niciodată, nici măcar pe hartă. S-a născut în data de 27 noiembrie 1885. A fost primul din cei 14 copii pe care i-a avut tatăl său, Vasile Învățător, și mama Ludovica Casnică. Din 14, doar 9 au depășit majoratul. Casa în care o să intrați este singura casă drept proprietate pe care a avut-o tatăl său, Învățătorul Vasile Rebrian. Terenul pe care Învățătorul și-a ridicat această casă a fost donat de către un personaj din romanul Ion, la care Liviu Rebrianu i-a păstrat numele adevărat. Este vorba despre preotul Ioan Belciuc, în paranteză Pămătuful. Aici Liviu Rebrianu și-a petrecut toate vacanțele lui liceale și academice și a stat între anul 1908-1909 până a plecat la București. Tot în această localitate este pretextul de geneză pentru romanul Ion. Personajele din roman au trăit în această localitate. În casa părintească, sala a doua, partea dreaptă, o să vedeți modelul Anei din roman, pe numele adevărat Rodovica Boldijer, iar Iona Glanetașului a avut casa peste drum de muzeu, casă care a existat până în 1947. Romanul Ion l-ați citit cu siguranță. În roman este ficțiune și adevăr. Haideți să vedem care e ficțiunea și care e adevărul. Adevărul este că Ion cu Ana au existat. Ion cu Ana au fost căsătoriți împreună și în viața de zi cu zi, dar și în roman. Numai că în roman, după cum știți, Ana se spânzură. Dar ea moare în 73 de moarte naturală. În roman, Ion cu Ana au avut un singur copil, Petrișor, care a murit. Dar Ion cu Ana au avut 6 copii. Astăzi mai trăiește o fată. Are 87 de ani. În roman, Ion moare omorât cu saba de George, că făcea curte la Florica. Dar el moare în 35 de moarte naturală. Aici e ficțiunea. În timpul regimului trecut, Ana era vizitată acasă de foarte multă lume. La un grup de studenți, o studentă îi pune următoarea întrebare. Lele Rodovică, ce părere ai dumneata de cartea pe care o scris-o Rebrianu, romanul Ion? Și ești dumneata în carte acolo. Vă rog să mă credeți, era o femeie tare zgârcită la vorbă. Era analfabetă. Preotul Belciuc i-a citit romanul Ion, dar îi dă răspunsul. Ascultă, domnișoare, tare fain o scris, dar un singur lucru rău o făcut cu mine în carte. Care? N-o trebuie să mă spânzure. Am ceva n-o deranjat, cum vă spune, știți. În sala treia n-o să puteți să intrați, dar eu vă rog să pășiți pe pragul de la ușă. Tot ce veți vedea în sala treia este original. La deschiderea muzeului, în data de 2 iunie 1957, a participat soția romancierului, care a donat unul din cele 3 birouri pe care le-a avut Rebrianu,
iar restul e mobilierul cât s-a mai păstrat de la tatăl său, inclusiv în prima sală, în casa părintească, o să vedeți un scrin mare care a aparținut tatălui său, învățătorului Vasile Rebreanu. Liviu Rebreanu a fost căsătorit cu o actriță pe nume Ștefania Rădulescu și a avut o singură fată, Florica Puia Rebreanu, care a decedat în 21 septembrie 1995. Urmași din familia lui, nu mai este nimeni, doar amintirile. Puia a fost căsătorită cu un ofițer de cavalerie pe nume Radu Vasilescu, primul crainic sportiv din România, dar n-au avut copii. Ca un artelian harnic și meticulos, Rebreanu și-a cumpărat casa lui, proprietate personală, lângă orașul Pitești, comuna Valea Mare, Ștepănești, unde la 1 septembrie 1944, la ora 2, fără 10 noaptea, se stinge din viață. A murit tânăr, la 59 de ani, de un cancer pulmonar, abuzul de cafea și tutun. Vă rog să-mi dați voie o scurtă paranteză. Dragii mei, am avut deosebită plăcere să cunosc fata pe doamna Puia, pentru că a murit în 1995. La ultima discuție pe care am avut-o cu domnia sa, printre alte întrebări, zic, stimată doamnă, ce părți negative avea maestru? Vă redau exact cuvintele domniei sale. Să uite la mine, ascultă băiețașule. Tatăl meu fuma foarte mult. Cât fuma, doamnă? A făcut cu mâna să le spui, dar să le spui la vizitatorii tăi de la Preslovnă Săud că tatăl meu fuma peste 5 pachete de țigări pe zi și consuma pe zi 14-15 cafele. Lucra numai noapte, ziua nu scria nimic niciodată. Programul de lucru începea seara de la ora 8-9 până dimineață. Erau dimineți când cola de hârtie era albă. Stătea o noapte întreagă la birou, cafea, țigară, nu scria nimic. În schimb, erau dimineți când erau scrise 7, 10, 14, 18, 20 de col de hârtie, după cum avea inspirație. Am încheiat paranteza. A fost mormântată la Valea Mare, în curtea bisericii, dar în 27 noiembrie, 1944, la insistențele lui, Mihail Sadovian, Camil Petrescu, prieten bun cu romancierul, desgropat, mormântat în București, cimitirul Belu. În 1964, desgropat din Belu, mutat tot în Belu, dar pe Aleea Scriitorilor, alături de luceatorul poeziei românești, Caragiale Coșbuc. Clădirea în care vă aflați acum este o clădire nouă, deschisă cu ocazia centenarului Liviu Rebreanu. Este unicat în muzeistica din România. La parter o să vedeți bustul lui Rebreanu, făcut de Milița Pătrașcu, cea mai bună elevă a lui Brâncuș, modelul Ani din romanul Ion, pictură în ulei, făcută de Alupi de la Iași, etajera lui Liviu Rebreanu din perioada liceului și a școlarului Liviu Rebreanu. Tot la parter, într-un tablou, îl găsiți pe Rebreanu în costum de membru al Academiei Române. Sub tablou, o vitrină, doamna Rebreanu, cu o carte intitulată Cu soțul meu, iar fiica lor cu două cărți, Zilele care au plecat și Pământul bătătorit de părintele meu. Tot în vitrină, discursul lui Rebreanu de la Academia Română când a fost primit membru, laudă țăranului român. Tot în vitrină, trei scrisori cu scris original Liviu Rebreanu, una dedicată mamei și două scrisori unui cumnat de-a lui. Sala în care vă aflați e un anfiteatru cu un număr de 60 de locuri. Aici, la grupurile organizate din timp anunțate, se pune pe ecran tot ce a apărut ecranizare după Rebreanu.
blestemul pământului, blestemul iubirii, ciuleandra, pădurea spânzuraților, răscola. Au loc în fiecare an zilele Rebreanu, 24-27 noiembrie, comemorări, aniversări, șezători literare. Ai stau de vorbă cu grupurile. Dar cu siguranță, eu cred că ați observat că pe ușă scrie Amfiteatru George Coșbuc. Și s-ar putea să vă puneți următoarea întrebare. Noi suntem la Rebreanu, nu la Coșbuc. Răspunsul este următorul. Tatăl lui Liviu Rebreanu, Vasile Rebreanu, a fost coleg de liceu, de clasă, de bancă cu poetul George Coșbuc. Urcând la etaj, toată opera lui Liviu Rebreanu în limba română, ediții Princeps, Vechi și Noi, o parte din opera lui tradusă în peste 37 de limbi, ultima apariție, romanul Ion în limba japoneză, o expoziție de grafică făcută de doi elevi de la Școala Normală din Năsăud, inspirate din cele trei capodopere scrise de Rebreanu și nu în ultimul rând, suntem singurul muzeu din țară care avem romanul Ion editat în scrierea Braille. Nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Închei. Prin a vă spune, Rebreanu este considerat alături de Zola, Balzac, Tolstoi, Dostoevski, Thomas Mann, cei mai mari romancieri ai lumii. Sentința de condamnare la moarte. S-a dat în limba maghiară, că noi eram sub Imperia Austro-Ungară, dar am tradus-o în limba română. Romanul Răscola, în stânga mea, roman cu care Liviu Rebreanu a fost propus pentru premiul Nobel în 1940, dar în perioada respectivă, prin cel de-o război mondial, nu s-a acordat niciun premiu Nobel. Și sala 3 a fost original cu ceasul în partea stângă pe perete. Uitați-vă în sala 3.